Lipsa atenției și nerespectarea regulilor de circulație sunt motivele unui grav accident rutier, în urma căruia două persoane au ajuns la spital. Potrivit poliției, trei autoturisme s-au ciocnit în preajma satului Baurci din raionul Ceadărlungan, după amiaza de 24 septembrie, în jurul orei 12. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție și o ambulanță. Potrivit polițiștilor, de vină s-ar face șoferul care venea din Ceadărlunga și se îndrepta spre satul Baurci. La o distanță de aproximativ 5 km de oraș, automobilistul în vârstă de 27 de ani ar fi ieșit la o depășire periculoasă fără însă a se asigura. În rezultat, acesta a lovit un camion care se deplasa pe aceeași bandă, iar ulterior a intrat în plin într-o mașină care mergea pe contrasens. În rezultat, cele două autoturisme au fost grav avariate. Șoferul camionului în vârstă de 55 de ani și automobilistul mașinii lovite au scăpat cu o sperietură, pe când pasagerul acestuia și șoferul care s-ar face vinovat de coliziune au fost transportați de urgență la spital. În rezultatul impactului, pasagerul s-a ales cu o fractură gravă în regiunea cutiei toracice. Cazul este investigat de poliție. Șoferul care va fi găsit vinovat va fi pedepsit conform legii în funcție de traumele pe care le-a suferit victima.